Sindicaliștii de la Prolex vor ca polițiștii să o ducă mai bine. Pe lângă faptul că au salarii mici, oamenii legii alimentează mașinile poliției din liafa lor și nu au dotările necesare pentru desfășurarea activităților. Liderii sindicali din IGPR s-au întâlnit joi la Sibiu pentru a găsi soluții la rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă. Proiectul SEDLEX este unul de dezbatere națională și aparține Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor. Sindicaliștii de la Prolex încearcă să reabiliteze sistemul de carieră al polițistului. La întâlnirea de la Sibiu a luat parte și chestorul Pavel Abraham, fostul șef al poliției române. Ce facem noi aici este, în primul rând, o evaluare a situației parcurse de instituția poliționească până acum. Finalizarea va fi din acest proiect de perfecționare a titlului cariere, de modificarea statutului polițistului, în sensul de a spori și drepturile, dar a înmări și obligațiile față de comunitate. La finalul întâlnirii, reprezentanții sindicatului Prolex au recunoscut faptul că de multe ori polițiștii alimentează mașinile de serviciu din banii lor sau rămân fără combustibil în timpul misiunilor. Să vă mulțumesc pentru vizionare.